Bună, dragii Bună, mei! dragii mei! Am mai desfăcut câteva pliculețe de Animatera 3 și vreau să vi le arăt pe rând care... Și vreau să vi ce le arăt spune. Fiecare. Acum uitați, acestea astea sunt și toate vorbesc. Cărțile mele de Animatera 3. Da? Deci, acestea vorbesc. O să vi le arăt pe rând pe acelea care le am. Trebuie să dau punguțele la o parte. Așa, și să pun pe rând câte unul să vedem ce spun. Imaginația te poate purta oriunde. Acesta este Cosmin. E cartea 6. Șapte, pădurea fermecată, ca să nu merg, pum de piatră. Chiar și cei mai duri ascund blândețe în sufletul lor. Următorul. E nevoie și de perseverență. Te înveți să fii flexibil, viața o să-ți fie mult mai ușoară. Zboară în lung și lat. E acesta. Foarte frumos. Vedem următorul, Sara. Cel mai important e să ai mereu încredere în tine. Lacul zânelor merge. Lunatecul. E cea mai mare provocare. Acesta este lunatecul. Scânteia. Stăpânirea de sine te ajută în cele mai grele momente. Bucură-te de libertate ca de un dar unic. Sirius din cer este acesta. Foarte frumos. Respectă natura și fă ce e drept. Nu doar ce e bine pentru tine. Ziana. Sunt Ziana. Este aceasta. Foarte frumoasă. Sunt
soarele. Puterea înseamnă și responsabilitate. Lupul magic. Devotamentul prietenului tău cel mai bun este neprețuit. Colobor. Fii încrezător și poți întoarce soarta în favoarea ta. Tudor. Să știi cum să le porți de grijă celor dragi e cea mai mare superputere. Victoria, viața te va anima. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. Foarte frumoase vorbe. Dacă vă place și vouă, dați-mi un like. Foarte frumoase. Regele Tarbus. Fii hotărât. Asta te va ajuta să depășești multe obstacole. Și fiecare carte am văzut că puteți să o adăugați în adaugă la colecție. Ia să vedem. Felicitări, ai adăugat cartea numărul 20. Da? Să adăugăm fiecare carte în colecție. Ia să le și adaug cu voi aici. Magia nu e destul, e nevoie și de perseverență. Asta e felicitări, ai adăugat, e cartea numărul 9. Am adăugat-o și pe aceea. Să le și adaug. Farmă Arbor. Doar cei care visează au curaj să schimbe lumea. Aceasta am adăugat-o. Loialitatea este răsplătită numai cu fapte bune. Foarte frumos. E cartea numărul 33. Am adăugat-o. Puterea înseamnă și responsabilitate. Puterea înseamnă
înseamnă și responsabilitate. Mă dau și pe aceasta. E cartea numărul 27. Puterea cu adevărat magică este să găsești armonia în orice. Cartea numărul 38. Am adăugat-o și pe aceasta. Chiar dacă nu ești cel mai voinic, contează să fii îndemânatic. Cartea numărul 35. Am adăugat-o și pe aceasta. Fii hotărât. Asta te va ajuta să depășești multe obstacole. Natura este singura sursă de energie vie. Mustia din viță vie. Vă adaug la colecția mea. E cartea numărul 19. Fântâna vieții. Paloșul. Foarte frumos. Cartea numărul 39. Ia să vedem, mai avem fluierul fermecat. Acesta face ceva? Ia să vedem. Cartea cu numărul 11. Haideți să mai verific încă o dată cărțile care nu le-am adăugat. Să știi cum să le porți de grijă celor dragi e cea mai mare superputere. E cartea numărul 22, am adăugat-o. Lupul magic. Cartea numărul 23. Fii încrezător și poți întoarce soarta în favoarea ta. Cartea cu numărul 24. Soarele. Puterea înseamnă și responsabilitate. Aceasta am băgat-o. Ziana sunt Ziana. Respectă natura și fă ce e drept, nu doar ce e bine pentru tine. Cartea cu numărul 43. Stăpânirea de sine te ajută în cele mai grele momente. Cartea cu numărul 14. Lunatecul. Autodisciplina e cea mai mare provocare. Cartea cu numărul 44 este aceasta. Serios de cer. Bucură-te de libertate ca de un dar unic.
cartea cu numărul 13, am adăugat-o. Aceasta numele celacul zânelor, dacă o să o adaug, e cartea numărul 45. Așa. Cel mai important e să ai mereu încredere în tine. E cartea cu numărul 15. Cum chiar și cei mai duri ascund blândețe în sufletul lor. Cartea numărul 10, am adăugat-o. Te înveți să fii flexibil, viața o să-ți fie mult mai ușoară. Cartea numărul 46, am adăugat-o. Magia nu e destul, e nevoie și de perseverență. Am adăugat-o pe aceasta. Pom de piatră. Chiar și cei mai duri ascund blândețe în sufletul lor. Am adăugat-o. Pădurea fermecată, pot să o adaug. E cartea cu numărul 7, dar nu mi-o citește. Imaginația te poate purta oriunde. Cartea cu numărul 6. Mai am două. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. E cartea cu numărul 21. Și mai am încă una. Când ai inima deschisă, vezi binele în orice situație. Foarte frumos. Acestea au fost cărțile mele. Asta, ultima, a fost cartea cu numărul 12. Mă bucur că m-ați urmărit până la final. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare cu alte cărți. Deci deocamdată pe acestea le-am, mi le-am adăugat la colecție.